Bună ziua din nou! Astăzi o să vorbesc câteva cuvinte despre renumitul muzeu de artă Ionescu Ioan Quintus. Frumos, oarecum pe afară, înăuntru și mai frumos. Mai frumos ca și la Castelul Cantacuzino. Bineînțeles, nu poți să servești o friptărică acolo, pentru că se poate. Doar acolo a fost ceva de genul în felul următor. Nababu, sau cum i s-a spus, Cantacuzino, a creat un castel după care au venit comuniștii. Am rechiziționat acest castel. Și l-a primit Ministerul Afacerilor Interne. Ce a făcut primul lucru care când l-a rechiziționat statul român comunist și l-a dat Ministerului de Afaceri de Interne sau poliției, jandarmeriei și toate cele. Au luat și au distrus picturile și ceea ce era înăuntru. Practic, în actualul castel și muzeu, pentru că a fost retrocedat Cantacuzinilor, cei pus într-un, să spunem așa, mod de a fi vizitat și privatizat și reparat pe aici pe acolo. Dar trei sferturi din picturile și din tot ce exista acolo nu mai există. E, bun, revin. Revin la actualul muzeu de artă Ionescu Ioan Quintus. E, și este în felul următor. A venit statul român și a luat bunicului, cel puțin așa mi s-a spus, nu știu dacă e și realitate, domnului Ionescu Ioan Quintus, casa bunicului. A fost rechiziționată de statul român. Că actualele picturi și toate cele este posibil să fie nealterate, e un punct foarte. Iată. După care acum să trăiești o viață și să nu vezi și să nu intri în casa bunicului și să trăiești în ea sau a străbunicului și să ți se arunce în nas așa. Pleacă dracu de aici. Știi? Și după care la sfârșitul vieții primești muzeul de artă cu numele Ionescu Ioan Quintus și toate cele. Ca la poker. Quinta Royală. Quinta Royal. Bine. Bine. Ceva de genul. Hai să vedem cum suntem acum. Poliția și toate cele și Ministerul de Afaceri poate rechiziționa o casă, o mașină, orice. Dacă există suspiciune. Atunci, pe vremea aceea, era ceva de genul. Suntem poporul comunist, Partidul Comunist și rechiziționăm prima dată nobilimea. Pentru că, na, pe vremea aceea, după al doilea război sau în timpul al doilea război mondial, era ceva de felul următor. Erau ceva de genul, hai să-i spunem, altețele regale sau maestatea sa regală, regele Mihai cu Ana și cu copiii, cu fetele și, bineînțeles, nobilimea. Numai că, ținând cont că Mihai era de Hohenzollern, adică de ramură regală nemțească, adus prin Carol și Ferdinand și toate cele, a trebuit să susțină guvernul
N-am zis. Atunci, pe vremea aceea, n-a zis. În cazul în care se întâmpla o prostioară, ca Doamne ferește, Germania nazistă, să piardă războiul cu Rusia, ar fi fost un tren de fugă sau un loc de fugă. Pare rău să spun, dar s-a întâmplat ceva de genul invers. Dacă s-a întâmplat. Știi? Și a apărut fuga regală cu trenul, cu poporul comunist și Partidul Comunist și cu Stalin și cu cine a mai fost. Și a zis, aveți dreptul să vă urcați în tren, să vă luați ceva și să plecați. Trenul merge. Înspre Germania nu se putea. Era și război, așa că era varianta elvețiană. Și-au stat mult și bine și-au așteptat salvarea. După 90 și ceva, până când au recunoscut ceva cu alteța sau maestatea sa, regele Mihai I. E, și acum revin din nou cu renumita lege de a rechiziționa. O casă, o mașină, un pistol, orice se poate. Ca pe vremea aceea. Practic, legea a fost făcută de pe vechea gândire. Noi suntem poporul comunist și rechiziționăm și dăm la meaist. Acum e la fel. Rechiziționăm direct. Că există o suspiciune, frate, că există ceva aparte. Și o să te investigheze până când al tău nume, cum este Ionescu Ioan Quintus, muzeu de artă, pentru că bunicul a crescut și s-a chinuit să facă acea casă aparte, pe acea vreme. Și iată, suspină din nou. Face acea casă și este rechiziționată de oricine. Interesantă legea.